Ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom continua mileul în stilul croșetului irlandez pe care l-am început. Așa cum vă spuneam, eu tutorialele pe care le lucrez în decursul unei săptămâni le voi încărca pe YouTube și apoi, după câtva timp, pe pagina grupului, în zilele de sărbătoare sau sâmbăta și duminica, când dumneavoastră sunteți libere și puteți urmări aceste tutoriale. Astăzi vom continua partea a doua a acestui frumos mileu. Veți vedea rezultatul final, vă va surprinde, va fi foarte frumos. Voi continua cu același fir de macrame numărul 5 cu care am lucrat prima parte, croșetul 1.75, și vom relua lucrul de acolo de unde am lăsat. Deci am lucrat toate aceste mici dreptunghiuri, iar acum urmează să facem în felul următor. Deci am închis aici între ele ultimele două dreptunghiuri. Apoi, cu piciorușe scurte, mă voi îndrepta către colțul dreptunghiului, primului dreptunghi. Deci voi face piciorușe scurte, nu sărim niciun ochi și vom ajunge în vârful primului dreptunghi. Ia uitați-vă, am ajuns deja aici. Acum vom face un număr de 13 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cu aceste 13 ochiuri de lanț voi veni în vârful, vedeți, în vârful următorului dreptunghi și voi face un picioruș scurt. Acum, important este să reușesc să intru, da? Deci fac un picioruș scurt, după care voi continua din nou. 10. Și voi închide în colțul următorului dreptunghi cu piciorul scurt. În felul acesta vom lucra totul de jur împrejur. Așa se va prezenta. Voi mai lucra o dată, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acum, noi vom lucra singure, ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua mileul. Deci nu uitați, în colțul fiecărui dreptunghi vom uni cu piciorul scurt. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimul lănțișor de piciorușe scurte, iar acum voi închide cu picioruș alunecat în primul lănțișor pe care l-am făcut. Acum, în interiorul fiecărui arc format din aceste ochiuri de lanț, voi lucra un număr de 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, mai împingem un pic, dacă nu avem spațiu suficient. 14 și cel de-al 15-lea picioruș scurt, după care voi trece în următorul lănțișor. Nu știu dacă la început m-am exprimat corect, pentru sunt deja, cum să vă spun, am o puternică colică renală și nu mi-amintesc de durere exact. Sunt 13 ochiuri de lanț în fiecare arc. Voi continua lucrând în fiecare lăncișor dintre acesta un număr de 15 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând și apoi vom continua cu lucrarea noastră. Deci vom lucra singure piciorușe scurte. Nu este greu, este foarte ușor. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat și în ultimul arc format din cele 13 ochiuri de lanț. Am lucrat 15 piciorușe scurte. Acum voi închide cu picioruș alunecat în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând. Deci voi face picioruș alunecat în felul acesta, apoi voi tăia firul și îl voi ascunde. Eu îl voi ascunde cu croșetul, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l ascundeți cu acul. Între timp să vă pregătiți un ac, pentru că veți avea nevoie un pic mai târziu și veți vedea și de ce. Așa, acum eu voi ascunde firul aici dedesubt undeva, iar după aceea îl voi scurta. Aici este foarte cald. Nu știu acasă de unde sunt eu, din Dorohoi, știu că este cald. Nu știu la dumneavoastră în alte părți cum este. Aici este un cald teribil. În casă la umbră 28-29 de grade avem în fiecare zi. Nu vă spun cum petrecem nopțile, că sunt infernale. Așa. Deci cea mai mare parte a mireului nostru am lucrat-o. Aceasta este partea clasică, să spunem așa. De acum vom începe cu partea artistică. Deci voi da un pic deoparte. Și eu am preferat să lucrez cu două nuanțe de mov. Acum eu voi folosi o nuanță de mov mai deschis. Pentru a face flori, pentru că mileul nostru nu este gata, va avea și flori, și frunze, bineînțeles, și vom învăța să le facem pe toate. Acum, vom face în felul următor. Voi face un ochi de lanț pentru început. Deci acesta nu are importanță. Din acest moment voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3, 4 și 5. Acum voi intra în primul ochi de lanț de la începutul rândului, cel de care eu spuneam că nu are importanță. Și vom închide cu piciorul alunecat. Eu sper să se vadă bine ceea ce lucrez. Acum
Voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, după care voi continua lucrând alte 9 piciorușe scurte, deci vom avea un total de 10 la sfârșitul acestui prim rând. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. În același timp am ascuns și capătul de fir. Deci l-am lucrat, l-am ținut în spate și l-am lucrat și pe el. În felul acesta i-am dat siguranță. Acum voi intra în primul picioruș scurt de la capătul acestui rând și voi închide cu fir alunecat. Apoi voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, urmat de alte 4 ochiuri de lanț, 2, 3 și cel de-al 4-lea. Voi sări un picioruș de bază, deci unul îl sar, voi intra în cel de-al 2-lea și voi face un picioruș scurt, după care din nou 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Din nou voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al 2-lea și voi face un nou picioruș scurt. 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Sar un ochi de bază, voi intra în următorul. Și am făcut un picioruș scurt. 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Din nou voi sări un ochi de bază, voi intra în următorul și voi face mai întâi un picioruș scurt, după care voi face ultimele 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și voi închide în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând. Aceasta va fi baza pentru primele petale ale trandafirului pe care noi îl vom lucra. Fac un picioruș alunecat, scuzați. Așa. Acum, voi lucra în felul următor. Un ochi de lanț. După care, vedeți, s-au format 5 astfel de mici arcuri, pentru că această floare va avea 5 petale. Așa. Voi intra în interiorul primului lănțișor și voi lucra un picioruș scurt, după care voi face o jumătate de picioruș scurt. Am luat odată firul pe croșet, intru prin arcul format de ochiurile de lanț, trag firul și voi închide toate 3 piciorușe împreună. După care voi face 3 piciorușe duble. Am luat odată firul pe croșet. Voi trage odată firul prin cele două și așa. Deci fac 3 piciorușe duble. 2. Cel de-al 3-lea. Acum voi face din nou o jumătate de picioruș scurt și un picioruș scurt. Aceasta este prima petală. Voi intra în cel de-al 2-lea arc format din cele 4 ochiuri de lanț și am lucrat deja un picioruș scurt. Repet încă o dată ca să puteți vedea bine. Acum voi face o jumătate de picioruș dublu, 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al 3-lea, o jumătate de picioruș scurt,
jumătate de picioruș dublu, scuzați, și un picioruș scurt. Am spus scuzați dacă uneori mă exprim greșit, însă mă simt foarte rău. Apoi intrăm în următorul și repetăm în același fel. Un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, trei piciorușe duble, 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Acum vom încheia rândul singure, deci noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultimul picioruș scurt din ultima petală, vedeți? Acum voi închide cu piciorul alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Deci facem picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț, după care, așa cum deja v-ați obișnuit, voi întoarce lucrul pe dos și voi intra prin corespondența piciorușului dintre cele două petale și voi face un picioruș scurt, apoi voi face un număr de 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, mă voi deplasa în spatele florii, în următorul picioruș care delimitează următoarele două petale. Și voi face din nou un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Mă voi deplasa în următorul picioruș. Voi face picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Mă voi deplasa în spate, în următorul picioruș care delimitează următoarele două petale, facem picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Acum voi intra în ultimul spațiu dintre două petale. Voi face un picioruș scurt și ultimele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pe care le voi închide cu fir alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Deci aici închidem cu fir alunecat. Apoi voi face un ochi de lanț, după care voi intra în interiorul primului arc format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 5 piciorușe duble, deci iau firul odată pe croșet pentru piciorușul dublu. Voi lucra 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Și iată că am lucrat deja prima petală din cel de-al doilea rând al florii. Acum mă voi deplasa către următorul arc format din cele 5 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 5 piciorușe duble,
3, 4, 5, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și apoi ne îndreptăm către următoarea petală. Așa, în felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului de 5 petale. Am lucrat două, acum am intrat în cea de-a treia, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând de petale. Acum vom închide din nou cu piciorușul alunecat în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând. După care voi face un ochi de lanț, așa cum v-am obișnuit deja, și vom lucra 7 ochiuri de lanț. Deci primul nu-l numărăm. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desfac, mă scuzați, deci am făcut un ochi de lanț. Voi intra în piciorușul care delimitează primele două petale. Scuzați că am încurcat un pic aici. Așa. Aici voi face un picioruș scurt. Așa, l-am închis deja totul în una. Acum voi face 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Voi intra în următorul spațiu care delimitează următoarele două petale. Voi închide cu piciorul scurt. Voi face din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în următorul spațiu dintre următoarele două petale. Voi face un picioruș scurt și 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Speram că lucrând voi uita un pic de această minuneche care mi-a venit, dar am făcut din nou un picioruș scurt și voi face din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în spatele piciorușului care delimitează următoarele două petale, picioruș scurt, și acum voi face ultimele 7 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6 și 7, după care voi închide rândul în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat. Voi face un ochi de lanț și voi intra în acest spațiu format din ochiul de lanț de 7 și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. După care voi continua cu un număr de 3 piciorușe duble. 1,
trei, voi trage un pic piciorușele așa, pentru că trebuie să lucrăm încă. Acum vom face două piciorușe duble înalte, deci voi lua de două ori firul pe croșet, într-un spațiu. Voi lucra primul fir al doilea, iar acum închei. Deci am făcut primul picioruș dublu înalt. Acum am luat din nou de două ori firul pe croșet și voi lucra al doilea picioruș dublu înalt. Din nou, trei piciorușe duble. 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Acum voi intra în arcul următor pentru a lucra cea de-a doua petală. Și voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. Trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Acum voi face două piciorușe duble înalte. Deci de două ori firul pe croșet și facem primul picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Eu sper că nu mă deplasez prea mult într-o parte și reușiți să vedeți. Voi continua cu trei piciorușe duble. 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu. Și un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra și următoarele trei petale care ne-au rămas de lucrat. Uitați-vă ceea ce obținem până acum. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, cel de-al treilea și ultimul, din acest tip de floare. Voi închide cu piciorul alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Acum voi scurta firul. Voi lăsa o bucățică de fir mai lung pentru că vom avea nevoie pentru cusut. Așa cum vă spuneam, nu este gata mileul. Și voi închide acest rând. În felul acesta va fi nevoie să lucrăm un număr de 4 flori. Deci 2, 3, și cea de-a patra. Eu le-am lucrat în anticipat și le punem deoparte. Acum avem nevoie să lucrăm un alt tip de floare. Este aproape egală cu aceasta, doar că are patru rânduri. Deci voi începe primul ochi de lanț. Așa cum vă spuneam, acesta nu se pune la număr. Și voi face un număr de 5 ochiuri de lanț, deci al doilea model de floare. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra și voi închide în primul ochi de lanț cu piciorul alunecat.
Sper foarte mult că se vede bine. Acum voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt și exact ca și la cealaltă floare, în interiorul cercului vom continua cu alte 9 piciorușe scurte, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Văd să intru bine aici în mijloc. Așa, am prins perfect. Deci, 1 și cu primul de la început sunt 2. Acum, 3. Și voi închide cu fir alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Lucrez strâns și foarte greu scot firul. Așa. Acum, voi lucra exact ca la cealaltă floare. Un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, urmat de 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Și din nou, ca la floarea cealaltă, voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea, voi face un picioruș scurt, și voi continua cu 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Deci, din nou voi sări un ochi de bază, voi intra în următorul. Vom forma din nou baza celor 5 petale, exact cum am lucrat deja la prima floare. Voi sări 1, voi intra aici, voi face un picioruș scurt și acum voi face ultimele 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi închide cu piciorușul alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi face un ochi de lanț, voi intra în primul arc format din cele 4 piciorușe, din cele 4 ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 3 piciorușe duble, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt. Voi intra în următoare petală, voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu, și un picioruș scurt. Și vom continua astfel până la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am încheiat acest rând. Voi închide cu picioruș alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului. Acum voi face un ochi de lanț și voi intra din spate în corespondența
primului picioruș care separă primele două petale. Și voi face un picioruș scurt și un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și acest al doilea rând este egal cu rândul pe care l-am făcut la prima floare. Din nou, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pentru că astfel vom forma, voi intra din nou din spate, în piciorușul dintre următoarele două petale, vom forma baza celui de-al doilea rând de petale. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în spațiul dintre următoarele două petale, voi face un picioruș scurt. Cinci ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu. Voi face un picioruș scurt. Iar acum, din nou, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Și voi închide acest rând în corespondența primului picioruș scurt pe care l-am lucrat la începutul rândului. Voi închide cu picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț și voi intra în spațiul creat, în primul spațiu creat din cele 5 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Și exact ca la floarea pe care am făcut-o prima, voi face 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. O jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și voi intra în următorul spațiu și voi lucra exact la fel, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 5, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Apoi ne vom deplasa pentru a lucra următoarea petală. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat cel de-al doilea rând de petale. Voi închide cu picioruș scurt în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând, piciorușul alunecat, scuzați. Acum voi face un ochi de lanț și din nou voi întoarce lucru și voi intra în corespondența piciorușului care separă aceste două petale din cel de-al doilea rând. Deci voi face un picioruș scurt, 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apoi voi intra în corespondența piciorușului care separă următoarele două petale. Deci petalele din rândul numărul 2. Și din nou voi face un picioruș scurt, 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în următorul spațiu, din următoarele două petale. Voi face un picioruș scurt, 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în corespondența următorului picioruș care separă următoarele două petale. Voi face din nou
picioruș scurt, 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum voi intra în corespondența ultimului spațiu dintre următoarele petale ale acestui rând și voi face ultimele 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 și 7. Și voi închide în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând, voi închide cu fir alunecat, voi face un picioruș scurt și voi intra în arcul format din cele 7 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu și 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum voi face o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Deci un picioruș scurt în următoarea, pentru următoarea petală, o jumătate de picioruș dublu, 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Astfel vom continua pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul celui de-al treilea rând din această floare. Voi închide cu picioruș alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului. Acum voi face un ochi de lanț și voi intra în spatele piciorușului care separă două petale și voi face picioruș scurt, un ochi de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum voi intra în următorul spațiu dintre următoarele două petale. Voi face din nou picioruș scurt, 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voi intra în corespondența următorului picioruș dintre următoarele două petale. Voi face picioruș scurt, 9 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voi intra în următorul spațiu. Vedeți cât de frumos arată lucrate chiar și pe spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.
Acum voi intra în următorul spațiu. Voi face un picioruș scurt și ultimele 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vom închide în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului cu fir alunecat. Acum voi face un ochi de lanț, scuzați, care va ține locul unui picioruș scurt. Și voi intra în primul spațiu creat de cele 9 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 3 piciorușe duble. Vom face exact ca la prima floare. 1, 2, 3. Acum voi face 2 piciorușe duble înalte. Deci am luat de 2 ori firul pe croșet, cum ați văzut. Un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea. 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Deci este exact aceeași petală pe care am lucrat-o la prima floare, doar că noi am lucrat în al treilea rând. Aici am intercalat rândul 4, cel format din unde am lucrat 7 piciorușe duble înalte. În felul acesta vom lucra, deci vom trece în următorul arc format din ochiurile de lanț și voi lucra din nou un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. Repet din nou pentru că mi-ar plăcea foarte mult să învățați să-l faceți. 3 piciorușe duble, 1. Este un model deosebit, nu este un mileu pe care îl găsiți în fiecare zi. 2 piciorușe duble înalte, 1, cel de-al doilea, din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și am terminat și cea de-a doua petală. Acum noi vom continua singure, ne întâlnim la capătul celui de-al patrulea și ultimul rând din acest trandafiraș, din această floare. Am ajuns și la capătul acestui rând și vom închide rândul în primul picioruș de la începutul acestui rând. Acum din nou voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că vom avea nevoie apoi să coasem. În partea a treia vom monta mileul. Uitați-vă, aceasta este cea de-a doua floare. În felul acesta avem nevoie de 2 flori. Deci, 4 flori formate din cele 3 rânduri și 2 flori formate din cele 4 rânduri. Le vom pune aici deoparte. Și acum vom începe să facem frunza, pentru că avem nevoie și de frunze. Și veți vedea imediat cât de ușor se lucrează și această frunză. Voi face primul ochi de lanț. De data aceasta, acest ochi de lanț va face parte din lucrare,
Deci nu va fi doar așa. Vom lucra în semioval. Veți vedea. Deci am aici deja un ochi de lanț. Voi continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci am un total de 11 ochiuri de lanț, începând cu primul. Primul. Acum, aici avem un ochi de lanț. Sărim al doilea. Vom intra în cel de-al treilea. Și vom face un picioruș scurt. După care vom urca în sus din nou, făcând un total de 8 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iar în ultimul ochi de lanț, ultimul fiind cel cu care am început, vom face 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. După care vom lucra pe partea cealaltă a lucrului. Vom pune și firul. Îl vom prinde astfel că îi vom da stabilitate. Și vom lucra în jos un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cel de-al optulea. Când am lucrat și cel de-al optulea picioruș scurt, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și din corespondența primului picioruș mă voi întoarce în sus. 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iar în următorul picioruș voi face din nou un număr de 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea și voi continua pe partea cealaltă cu un număr de 8 piciorușe scurte. Cred că m-am exprimat greșit, nu știu dacă am spus picioruș scurt ori piciorușe duble. Sunt piciorușe scurte, toate sunt piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și mă voi întoarce din nou sus cu un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, iar în următorul voi face 3 piciorușe scurte în corespondența celuiași piciorușul 1, 2, 3, după care vom coborâ pe partea cealaltă 8 piciorușe scurte, mereu același număr de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi face un ochi de lanț și voi întoarce lucru și vom repeta același lucru. Voi explic imediat de câte ori. Eu am o frunză deja făcută. Aceasta este. După cum vedeți, voi trage un pic croșetul de aici pentru a vă face vedere. Deci, cu acesta este primul colț pe care l-am făcut din primul rând. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colțuri. Deci am mers de 9 ori. Din nou, începând cu primul și de cealaltă parte avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În felul acesta vom lucra și această frunză. Deci va fi nevoie ca începând cu acest prim rând, numărând, de o parte să avem 9 colțișoare și din nou, începând cu primul rând, de cealaltă parte, 9 colțișoare. Cum facem colțișoarele? Exact în acest mod în care v-am arătat. Deci am făcut ochiul de lanț, voi întoarce lucru și din corespondența primului picioruș voi lucra 8 piciorușe scurte în sus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar în corespondența următorului picioruș voi face un număr de 3 piciorușe scurte. Voi coborâ pe partea cealaltă din nou cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum vom face colțișorul, un ochi de lanț și vom întoarce lucru. Și vom continua în felul acesta până când vom obține 9 colțișoare începând cu primul. Deci nu uitați, începând cu primul de aici, de unde am început rândul. Vom număra 9 de o parte, începând cu primul, 9 colțișoare de partea cealaltă. Vom merge în semioval cu frunza în felul acesta. La sfârșit vom obține această frunză. Noi ne întâlnim la capătul rândului, pentru că altfel tutorialul va fi imens, deja este foarte lung. Ne întâlnim la capătul rândului, vom închide frunzele și apoi vom continua cu partea a treia. Am ajuns la capătul celei de-a doua frunze. După cum vedeți, exceptând primul rând, deci unde am format primul colțișor, avem 2, 4, 6, 8 colțișoare, iar cu acesta din mijloc 9. Pe partea aceasta 2, 4, 6, 8, iar cu cel din mijloc 9. Deci am ajuns la ultimul rând
am lucrat 8 piciorușe scurte. Acum voi lua cealaltă frunză, pentru că avem nevoie de două, după cum vedeți. Așa, le voi pune una peste cealaltă, față în față. Da? Față în față. Și după cum vedeți, frunzele mele sunt perfect egale. Aceasta înseamnă că le-am lucrat cum trebuie. V-am explicat cu colțișoarele așa, pentru că înțelegeți mult mai ușor. Dacă pun rânduri, câte rânduri, înainte, înapoi, așa vă puteți încurca. Dar explicându-vă cu colțișoarele, vă este mult mai ușor să înțelegeți. Acum, am pus aceste două frunze față în față și ce voi face? Le voi uni între ele. Deci, cu picioruș scurt, voi intra în frunza următoare, voi face un picioruș scurt, apoi mă voi deplasa în cel de-al doilea, voi face un picioruș scurt în cel de-al treilea, să intru bine, să nu greșesc, picioruș scurt. Așa unim frunzele între ele. Nu este greu, este nevoie doar de puțină atenție și veți vedea cât de mult veți îndrăgi și acest tip de croșet, croșetul irlandez. Mie îmi place foarte mult. Iar acum voi face ultimul picioruș scurt, exact în colțișor. Așa. Voi tăia firul. Voi lăsa o bucățică mai lungă. Voi închide lucrarea. Și în momentul în care desfacem, uitați-vă ce am obținut. În felul acesta avem nevoie să facem două bucăți. Ca să vă spun așa, clar. Deci eu am două bucăți. Deci, va trebui să facem un total de 4 frunze pe care să le unim între ele. Vedeți? După care, două flori de 5 rânduri și 4 flori de 4 rânduri. Cu acestea, apoi, în al treilea tutorial, vom termina mileul nostru. Eu atât am vrut să vă arăt acum, voi continua cu cea de-a treia parte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la lucru. La revedere!